Evenimentul Olimpiada Deținuților aflat la ediția cu numărul 2 s-a desfășurat în sala de sport și pe terenul sintetic al Liceului Tehnologic Construcții de Mașini din Colibaș și a avut mai multe obiective. Evenimentul are două scopuri. Principalul scop este acela de a conștientiza comunitatea despre rolul sistemului penitenciar, rolul de reintegrare socială a deținuților și acest obiectiv nu-l putem realiza decât cu sprijinul comunității civile, cu sprijinul societății, cu sprijinul dumneavoastră celor prezenți, pentru că și deținuții sunt oameni și după ce vor pleca de la noi trebuie să poată fi reintegrați în rândurile noastre. Principalul scop al evenimentului a fost strângerea de fonduri pentru Mona Lisa Zegheru, tânăra profesoară de canto în vârstă de numai 26 de ani din orașul Mioveni, care a fost diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer la sinusuri. Am fost șocată. Mona Lisa are numai 26 de ani. Cine este Mona Lisa Zegheru? Mona Lisa Zegheru este un om frumos, o tânără colaboratoare a Centrului Cultural Mioveni, care în anul 2015, datorită muncii a pregătirii profesionale foarte bune, a reușit să aducă rezultate excepționale orașului Mioveni. A participat cu copiii Centrului Cultural la zeci de festivaluri și a adus cele mai importante premii. Pe lângă scopul caritabil, evenimentul a avut ca obiectiv și integrarea treptată în societate a deținuților. Cu această ocazie s-a desfășurat și un concurs de darți, unul de fotbal și unul de tenis de masă, dar și o expoziție cu lucrările deținuților. Și o expoziție cu vânzare, cu obiectele confecționate de către deținuți în cadrul atelierelor ocupaționale. Această activitate interregională are ca scop și dezvoltarea aptitudinilor fizice ale deținuților. De cea de-a doua competiție la care participăm, suntem bucuroși și suntem realiști că trebuie să facem acest lucru pentru integrarea noastră în societate și pentru cazul umanitar pentru care se ține această competiție. La eveniment au luat parte și autoritățile locale și județene care au felicitat organizatorii pentru această inițiativă. Este o inițiativă pozitivă și cred că de astfel de întâlniri avem nevoie toți pentru socializare, pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a respecta regulile fair play-ului, pentru a fi sportivi. Sper să fie cât mai mulți participanți, sper ca aceste evenimente sportive nu numai să îi destindă, ci să scoată în evidență și rolul administrației locale și rolul administrației penitenciarelor și altor instituții colaboratoare pentru persoanele private de libertate. La acțiuni au luat parte peste 100 de deținuți de la penitenciarele Colibaș, Găiești, Târgu Jiu, Craiova, Ploiești, Slobozia, Drobeta, Turnu Severin, Mărgineni și București, Jilava.